Salut, prieteni! Vă vorbesc din postura de blogger, fotograf, dar mai ales din postura de român. În seara asta am decis să înregistrez filmulețul ăsta și să vi-l las și vouă, să vă uitați peste încercarea de a vă transmite un mesaj. Mesajul unui român. Și am decis să fac chestia asta în urma evenimentelor care s-au petrecut în ultima vreme în România. Sunt în România asta de 46 de ani. De 46 de ani, sau poate că nu de 46 de ani, pentru că până la o anumită vârstă nu înțelegeam ce e aia speranță, dar de cel puțin 30 de ani, hai să spunem așa, am tot sperat că lucrurile vor deveni mai umane. Am tot sperat că se va întâmpla ceva bun. Chiar am încercat la un moment dat să fac ceva ca să se întâmple ceva bun. Speranța mea a rămas acolo și am ținut-o acolo. A venit o revoluție în 89, așa îi spune toată lumea. Nu contează cum îi spun eu. M-am dus în stradă, am ieșit acolo, am făcut ceva, m-am implicat, m-am luat o pușcă în mână și am încercat să schimb lucrurile. Aveam puțini ani, fine, 16-17 ani, nu mai știu exact. Au trecut ani de atunci, 27 la număr. Și în clipa de față în care vorbesc eu cu voi, sau în care vă spun ce vreau să vă spun, nu simt nicio diferență. Sau dacă simt o diferență, e că roșiile pe care le mănânc nu mai au gustul roșilor pe care le mâncam din grădina bunicii. Roșii care îmi dădeau un miros specific de roșii când intram în grădina bunicii. Am tot sperat. Și am tot sperat. Am avut în ocazii să plec din țara asta și să zic: România, îmi pare rău, mă despart de tine, divorțez de tine. Nu am putut să fac chestia asta. Credeți-mă. Nu vă spun ca să vă impresionez, ci vă spun pentru că chiar așa mi s-a întâmplat.
Am avut un an de zile în care nu am putut să suport. Nu am mai putut să suport nimic ce însemna drapel românesc, imn românesc și tot ce era distinctiv românesc. De ce? Pentru că orice am încercat eu să fac bun înainte de chestia asta, de starea aia care am avut-o, nu a mers. Și nu a mers nu pentru că eu aș fi chiar de prost, nu pentru că partenerii mei cu care am încercat să fac chestia asta, nu pentru că colaboratorii mei cu care am demarat ceva ar fi fost toți proști, ci pentru că sistemul era și este cârpit și fără nicio șansă de a ajuta un om. Încet, încet mi-a trecut. Am zis bine. Ok. Hai să ascultăm din nou imnul României, hai să vedem din nou un drapel, hai să încercăm să mai sperăm, hai să încercăm să mai facem ceva. Hai că poate totuși te-au venit alți oameni la guvernare, deși te-au mai fost. Hai că poate totuși, iată, s-au întâmplat niște evenimente și poate evenimentele alea le dă de gândit la unii și la alții același lucru. În momentele astea sunt super dezamăgit. Din nou, sunt super dezamăgit pentru că au venit unii la guvernare care cică n-au mai fost la guvernare, dar ei au fost undeva într-un colț acolo, stăteau la guvernare și guvernau, da? Au venit și au spus, de fapt nu mi-au spus. Cum nu ți-au spus nici ție, nici mie, nici la alții. Și au spus așa, suntem la guvernare, ne-ați ales, super grozav, asta e o chestie super mișto, deci putem să facem ce vrem. Prin urmare, ce au spus deja? Păi hai să facem, în primul și în primul rând, lucruri grosave pentru noi. Și ce au făcut? Nu trebuie să vă spun ce au făcut. Au încercat să facă lucruri prin care să se scoată pe ei, să se căpătuiască ei, să se scoată ei. Sunt oameni care au greșit în viața asta și care stau în pușcărie în momentul ăsta și am date, credeți-mă, că am date. Cine nu mă crede, îl invit să mă provoace. Au date, stau în pușcării pe banii mei, pe banii tăi, pe banii tuturor. Stau în pușcării de-am proastă. Pentru că așa vrea guvernul, pentru că așa vrea politicianul român, pentru că așa trebuie, pentru că așa e mers. Sunt dezamăgit, foarte dezamăgit.
am fost în stradă. Am scris articole și împotriva faptului că am fost în stradă, împotriva articolelor mele, am primit mesaje și păreri care din nou și din nou m-a dezamăgit cumplit. Cumplit. Deci nu pot să cred. Nu pot să cred că îmi spui tu, mie, femeie de pensionară de 60 de ani, 7 sau 60 de ani, 65 de ani, să-mi spui că ești un huligan, că ești un prost, că ești un tâmpit, că ești în stradă și că, de fapt, tu, prin faptul că ești în stradă, strici, sau nu că strici, strici, habar n-am, nici n-am înțeles, denaturezi, nu denaturezi, dereglezi principiile democrației. Nu pot să cred că în timp ce eu stau în stradă în încercarea de a schimba dracului ceva în țara asta, în încercarea de a înceta să mai sperăm aiurea, în încercarea de a înceta să mai trăiesc, doar ca să sper, tu treci pe lângă mine, om în vârstă, om de 70 de ani, și îmi spui, îmi strigi, nici măcar nu te uiți la mine, treci și îmi spui gura. Nu pot să cred că există așa ceva. În condițiile în care în țara asta nu mai avem aproape nimic românesc. Nici măcar noi românii nu mai suntem români. Voi ați observat chestia asta? Ați observat că, de fapt, începând de la vorbă, de la vorbă, până și bătrâna de la țară nu-ți mai spune bine, domnule, bine, omule, bine, copile, bine, așa, îți spune ok, serios. Voi ați observat chestia asta? Nu mai avem. Păi și atunci, ce mai înseamnă românesc în țara asta? Și tu vii și îmi spui, om în vârstă, vii și îmi spui, gura, taci din gura acolo, taci din gura ta, tu nici măcar de fapt nu înțelegi de fapt ce fac eu acolo. Tu nici măcar nu înțelegi de fapt ce se întâmplă în țară. Tu, de fapt, te uiți la televizor în mod mecanic, că televizorul, de fapt, îți transmite în niște informații care, de fapt, trebuie să-ți intre în cap bine, ți le repetă și trebuie să-ți intre bine acolo în cap și tu trebuie să le procesezi într-un anumit fel. Și atunci tu treci pe stradă și când vezi pe mine, îmi spui gura. Ce să mai simt eu? Dar nu eu, ci să mai simtă copilul care e în creștere acum. Ce să mai simtă nepotul care e în creștere și mai mare. Ce să simtă ei? Ei ce ar trebui să simtă? Ce să simt eu când
când eu conduc o mașină pe o stradă lăturalnică și tu, bătrân fiind, mergi cu nepotul de mână pe mijlocul străzii și trebuie să te claxonezi eu ca să te dai la o parte. Ce e asta? Trebuie să iasă în stradă românii din Statele Unite? Trebuie să iasă în stradă românii din Belgia, din Olanda, din Franța, din Germania, din alte țări, din Europa? Români de peste ocean, nu? Poftim? Trebuie să iasă român de peste ocean, care, din punctul meu de vedere, eu cred că ăla, dacă e acolo, în Statele Unite, eu cred că și cred că deja are cetățenie română, americană, eu cred că ăla o mă duce mult mai bine ca mine. Și cred că ăla, nu cred că ar mai avea vreun motiv să iasă în stradă, acolo, la el, în fața ambasadei române, să spună, sunt solidar cu Traian Urieș, care din Hedoara, și cu Ion și cu Vasile, care din București și din Timișoara. Pentru că, nu știu, poate greșesc eu. Ăla poate, sau cred, că ăla deja nu mai are nevoie de chestia asta. Dar dacă o face, înseamnă că lui ăla îi pasă. Îi pasă de ceea ce se întâmplă în țara asta. Și țara asta nu înseamnă numai București, nu înseamnă numai Timișoara, Cluj, Târgu Mureș, Arad și așa mai departe. Înseamnă și Hunedoara, înseamnă și Simeria, înseamnă și Urlați, înseamnă și Mizil, înseamnă și Ploiești, înseamnă și alte orașe. Înseamnă și Tecuci, înseamnă și Lugoj, înseamnă și tot. Toate astea înseamnă România. Pentru că toate astea, toate aceste comunități, una lângă alta, asta înseamnă România. Asta este părerea mea. O să vină, bineînțeles, și o să-mi spună unii că, bă, că cică, noi nu știm chestia asta. Ba, da, o știți. Dar nu respectați. Nu vă uitați. Nu înțeleg pe ăia care în zilele astea în care au ieșit oameni în stradă ca să spună, bă, nu mai vrem. Nu mai vrem mizeria asta. Nu mai vrem mizeria asta care înseamnă nu numai PSD, înseamnă PNL, orice, care au ieșit în stradă și au spus nu mai vrem mizeria asta. Nu mai vrem oameni care se coalizează în partide și care își bat joc și fură și fut românii. Asta înseamnă de fapt. Asta nu înțeleg unii. Asta nu înțeleg aia care trec pe stradă și nici măcar nu îi văd pe cei care protestează pașnic, dar care sunt vocali. Nu poți să treci pe lângă un grup, nu poți să treci pe stradă, deci nu, eu nu pot să concep așa ceva. Nu poți să treci pe o stradă și să și pe lângă strada aia lăturalnică să existe un grup de oameni care spun ceva și tu să nici măcar n-auzi și nici măcar să nu te uiți. Butonându-ți telefonul, smartphone-ul pe Facebook. Nu pot să cred că... Deși acum cred că am văzut chestia asta. Eu nu pot să fac chestia asta. În fine. Prieteni, ne aflăm
cred eu, într-un moment istoric. Nu-l ratați. Nu de o revoluție avem nevoie, dar de o schimbare, cu siguranță avem nevoie. Dacă eu ies în stradă și spun nu mai vreau mizeria asta, m-am săturat să tot sper, m-am săturat să mă tot satur, sper din tot sufletul meu ca măcar să mă susțineți, nu să mă huliți. Azi, 8 februarie 2017, blogul meu face un an de nebunie. Însă, în totalitate face 4 ani de multe nebunii. Întâmplător sau nu, azi ies oameni în stradă. Nu știu de ce se întâmplă. Sau nu știu de ce asta este coincidență. Sau de ce apare coincidența asta. Închei spunând astea. La mulți ani, uriesblog.ro. La mulți ani, prietenilor mei care au susținut uriesblog.ro. La mulți ani, cititorilor mei, la mulți ani, hulitorilor mei, la mulți ani, comentatorilor mei, la mulți ani, mie, poate să fac tort pentru uriesblog.ro, poate nu să fac tort. La mulți ani, în mod special, tuturor celor care sunt în blog rolul meu, mi-amintesc cu drag ce s-a întâmplat de-a lungul timpului. O să vedeți. O să fie un articol special cu o retrospectivă a celor 4 ani de uriesblog.ro. Să ne citim și să ne comentăm cu bine și sper că în zilele astea o să veniți alături de mine în stradă. Sau dacă nu o să faceți chestia asta, măcar o să încercați să nu mă huliți. Pentru că dacă am decis să ies în stradă, am decis să fac chestia asta și pentru voi. Nu e pentru mine, eu nu cer ceva pentru mine. Să nu uitați chestia asta. Mulțumesc! Traian Urieș, blogger, fotograf, dar mai ales sau în special roman. Vă pup pe toți. Ne citim și ne auzim.